Bună ziua, domnul Olteanu! Bună ziua! Mulțumim că ați fost de acord să stați de vorbă cu noi. De obicei, zice, nu dau interviuri, dar dumneavoastră m-ați convins. V-am convins de două săptămâni. Da, da. Am fost insistenți. Dar ce se întâmplă? Noi avem o campanie antreprenori de succes în România și Oltina, în principal, este reprezentată de Cosmin Olteanu. Da, sunt acționarul majoritar al companiei. Știm. Povestiți-ne și nouă puțin cum ați început. Cum ați început și cum ați ajuns să aveți atâta succes? În 1994, m-am gândit, înțeles, să înființez o societate comercială, înțeles, care se ocupa la acel moment cu comerț. Deci în 94. În 94. Primii pași au fost făcuți, înțelegi, în comerțul cu hârtie de ambalaj și cabluri electrice. Asta nu știam. Un prieten al meu importa din Rusia, înțelegi, hârtie de ambalaj, înțelegi, hârtie semi-pergament, hârtie pergament, înțelegi, așa, și cabluri electrice. Înțelegi? Și eu am început să cumpăr de la el și să revând mai departe. După 90, exact cum se făcea atunci. Comerț la acel moment. Am avut marele noroc că nu am apucat să fac vreun butic. Că acolo rămâneam. La nivelul de butic, marele noroc. Așa că am nimerit în aceste business-uri. Nu a fost ușor, nici nu era ușor la acel moment. Așa, dădeai marfa, nu primeai bani, primeai o altă marfă în schimb pe care trebuia să... Un fel de troc. Da, da, da. Dar ușor, ușor ai învățat să le vinzi pe toate. Da? Deci faptul că dădeam cablu și gârdie și primeam la schimb BCA, mașini, Cielo, Espero, Daci, motorină, ăsta, cum îi spune, păcură, orice, încercai să vinzi mai departe. Vindeam la rulmenți grei, la Bârlad, la fabrica de rulmenți, păcură, motorină la diverse stații pe cont, ca să-mi recuperez banii. Cam asta a fost începutul din anii 95-96. Firma înființată pe 30 decembrie, Oltina, 1994. Deci nu a apucat să facă. Mai aveți un pic și sărbători. Da, 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 înființată. Afacerile au început în 1995, așa, și care a avut urcușuri și coborâșuri. Da. În 1998, înțelegi, faptul că făceam acest troc, înțelegi, compensări să numeau, înțelegi, cu hârtie, cu lucruri așa, adică erau situații când n-aveam bani lichizi nici de țigări. Și am zis să-mi fac o fabrică de pâine, acolo încă să ai cash zilnic. Și să ai pâinea dacă n-ai bani să cumperi. Și în 1998 ne-am apucat de construcția unei fabrici de pâine, cum ne-am priceput noi atunci, că n-aveai cine să-ți facă proiectare cu banii care aveai atunci. Și am terminat-o în 1999 fabrica de pâine, care a fost un succes imediat. Deci imediat au crescut vânzările, la momentul ăla se vindea foarte bine. Pâinea era după modelul, hai să zicem, turcesc, făcută la... A, turcii care au venit imediat, da, după, da, Revoluție, da, alea, și ne-au... Foarte, foarte umplată, înțelegi, era... Așa, așa o cerea piața la momentul ăla. Deci veneam după timpul lui Ceaușescu, când la noi în zonă, la zonele de țară, înțelegi, era pâinea semi-albă care se vindea. Da? Și ai noștri vreau pâinea albă acum. Doar pâinea albă găseai la Ploiești, găseai la București, înțelegi? Așa, la... Și acum lumea fuge, merge pe pâine acum integrală. Acum s-a întors, vrea integrală, vrea secară, vrea cu maiele, cu alte lucruri. Și am dat drumul la fabrica de pâine, în 94, în 99, așa, în 2003, faptul că am început să consumăm destul de multă făină, a zis să facem și o moară. Am contactat producătorul din România la acel moment, Tehnopan București, și am făcut o moară de 40 de tone de grâu în 24 de ore. În
martie-aprilie am pornit Mara, deci, și în câteva luni de zile eram deja la capacitate. Puțin a durat. Foarte, puțin. Foarte puțin. Era și o cerere mult mai mare ca astăzi de partea asta de făină. Nu plecaseră încă câteva milioane de oameni din țară. Astăzi avem câteva milioane. Pâine se consuma destul de mult pe timpul, fiind foarte ieftină, cumpărau și dădeau și la cățel, purcel, găin. Da. Da. Acum, cu costurile de astăzi mai complicate și cu veniturile care sunt astăzi la pâine. Următoarea afacere, în 97 am depus primul proiect. Deci Moara ați deschis-o în 99. În Butărie am deschis-o în 1999, Moara în 2004. Așa. În 2007 am hotărât să facem o moară mare. Lângă moara mică să construim o moară mare de 150 de tone. Am depus un proiect european și până la urmă n-am făcut-o de 150 de tone, am făcut-o de 250 de tone. Am terminat investiția cu moara de 250 de tone în 9 aprilie 2008. Și în câteva luni de zile eram la 80% din capacitate. Cu moara, căutând grâuri bune, căutând așa, automat făina de calitate și piața a cerut-o. În următoarea investiție majoră, da, începem cu un proiect european depus în 2009, da, pe care am primit răspuns, înțelegi, că nu ne încadrăm. Proiect care ce? Pentru moara de porumb. Pentru făina de porumb, mălaiu. Uh-huh. Este următorul proiect european depus. Și am primit răspuns că nu ne încadrăm la punctaj, eram sub limită. Asta în vară. Deci în vară lui 2009. Și am spus oamenilor mei să retragă proiectul, numai că ei nu l-au retras. După vreo 3 luni am fost înștiințați, înțelegi că am câștigat proiectul. Așa, s-au redistribuit bani de la alte proiecte unde nu sunt, din alte finanțări care nu s-au consumat. Așa. Și am început construcția în 2010, în primăvară, la Moara de Porumb, care am terminat-o în 2012. Deci moara de porumb. Moara de 220 de tone în 24 de ore. Foarte mare pentru porumb. Porumb sunt puține mări în România. Și de la mărărit ați trecut la agricultură. Asta e pe mărărit. În anul 2009 am depus un proiect de 6 milioane de euro pentru fabrica de pâine. Noua fabrică de pâine. Noua. Da. Așa. Proiect care s-a aprobat cu finanțare, cu tot, și a fost terminat în 2011, în februarie, dacă nu greșesc. Care ne-a costat mai mult de 6 milioane, dar 6 milioane erau eligibili. După această situație, nu au mai fost proiecte europene, n-am mai depus proiecte europene, și nici nu au mai fost achiziții și dezvoltare în continuare, urmând să închidem credite din ce am contractat pentru astea. Următoarele mari achiziții încep din nou din 2016, în toamnă, când achiziționez 3 mari depozite de cereale de la Cargill, companie americană. Știu. Un silos la Teleorman, unul la Fierbinți și unul la Tepuci. În toată țara, deci. Dar îl achiziționăm în perioada când s-a terminat campania, eram în toamnă, nu mai aveam ce să adunăm, așa, și 2017 vine un an foarte, foarte greu. Trebuia să plătim salariile, să facem reparații, să facem investiții în ce am cumpărat, cheltuieli mari. 2017 a fost un an foarte greu, după care ușor, ușor, deja am intrat pe făgaș și am înțeles ce înseamnă
trading-ul sau comerțul cu cereale și am intrat în lucruri normale de business. Și ușor, ușor am început să cumpărăm în continuare depozite. Am cumpărat depozitul de la Dâmbovița în 2020. Deci de la Cerealcom Dâmbovița, am cumpărat în 2020 acțiunile ale Comcereal Prahova, tot ce înseamnă... Deci tot în 2020 și Comcereal Prahova. Și Comcereal Prahova, tot în 2020 am cumpărat acțiunile de la Comcereal, am mărit capitalul social, înțelegi, ca să poată face investiții, el mergea de mai mulți ani pe pierdere, așa, și să zicem că l-am redresat și l-am pus pe făgașul normal. În 2019 am achiziționat și Moara Carani. Moara Carani fiind cea mai mare moară din Europa de Est, cu o capacitate de 550 de tone de grâu în 24 de ore. Este o investiție imensă acolo. Am investit deja vreo 5 milioane de euro și avem de gând acum să depunem proiect european. Mai avem de investit 23-24 de milioane de euro. În această investiție va fi și o moară de porumb. Există spațiu și de depozitare și tot. E și silos de 100 de mii de tone nou-nouț. Acolo este terminat deja, făcut full Müller. Da. Așa, deci investiția de la Timișoara este ceva ungoros. Sper să-mi ajute Dumnezeu să o termin și să o punem pe brațe, că e un colos. Ca și investiții, de când am cumpărat Comcerealul Prahova, am investit peste 6 milioane de euro doar în refacerea instalațiilor de preluare a cerealelor, instalație de curățare a grâului sau tarare, cum le numim noi, în partea de senzori de temperatură, de calitatea produsului să rămână, așa, în refacerea tuturor acoperișurilor. Toate erau cu cartoane, cu azbociment, când bătea un vânt, înțelegi, așa. Am refăcut până acum, cred că, 60 de magazii cu canale de aerare, cu tot, cu tot, cu tot. Nu numai la Comcereal, mult mai mulți bani. La Teleorman, de când am cumpărat, am investit tot continuu și am făcut acum 4 magazii de câte 9.000 de tone, încă 36.000 de tone capacitare, noi nouțe care arată într-un fel. La Dâmbovița am arătat silozul dintr-o ruină, l-am făcut o bijuterie și silozul și magaziile. La Tecuci construim 4 magazii de câte 6.500 de tone. Suntem în construcții. Aveți de treabă. Avem, nu de treabă, foarte mult. Nu am spus încă nimic, am și uitat, m-ați întrebat dumneavoastră mai devreme de Giurgiu. La Giurgiu am cumpărat un silos, sunt asociat cu un partener de afaceri din zonă, care are o fermă de 5.500 de hectare lângă silosul Giurgiu. Și de societatea partenerului și cu Voltina sunt asociați 50-50, să sperăm că va fi gata în vară. Toate echipamentele sunt noi, totul nou spă silosul. De ce aveți pe partea de murărit panificație? Spuneți-mi, vă rog, pe partea de agricultură. Pe partea de agricultură, în 2010, un prieten de-al meu, așa, m-a tot rugat să ne asociem, trecea printr-o dificultate financiară, avea 900 de hectare de teren și am spus că eu nu mă bag. Așa, nici nu eram pasionat de agricultură. 900 de hectare unde? Aici, în zonă. În Prahova. Da. În 2011, până la urmă, m-a convins să trebuie să facem agricultură. Și ne-am apucat cu 900 de hectare să începem să le lucrăm. De ce v-a motivat? Tot îmi spuneau fermierii, de câte ori discutam cu ei, tot să văitau tot aia și hai să văd, mă fac cu experiență și cu agricultura. Să văd cum e și fermier, nu? Să văd și cum este și ca fermier. A fost scânteia, momentul ăla când m-am îndrăgostit instantaneu de agricultură. De agricultură? Da. Deci,
să vezi cum semeni grâu, cum crește grâu, rapița, porumb, marată, deci rapița înflorită, să aștepți producția, totul, m-am îndrăgostit rapid. Și aș fi vrut să mă dezvolt, dar nu găseam să teren să mai arendez. Deja sunt arendate la fermie și am reușit în 2014-15 am ajuns la 1100 de hectare. Și de atunci am început să cumpăr ferme. Cine să mai lasă de agricultură, cine are, știe că eu sunt un potențial cumpărător. La noi, în, hai să zicem, tot ce înseamnă subarcul carpatic. Și aici discutăm de la Bacău până la Tâmbovița, Argeș, Vâlcea, suntem toți sub arcul carpatic. Sunt acele ploi de vară, care de când eram copil, înțelegi, vin și plouă. Mai sunt? Ele sunt, ar fi. Așa, numai că... Eu n-am mai prins de când eram copilul ploi de... De 12 ani, înțelegi? Așa? Ni s-a pus un sistem, se numește antigrindină. El este, de fapt, antifermier, antiagricultură. Nu este un sistem antigrindină. Da? Așa, toate ploile care vin din munte, înțelegi? Sunt luate și bombardate fără număr. În fiecare an, numărul de rachete cresc, de parcă ploile vin. Da? Nu există să trage noaptea, să trage dimineața. Am și eu o vârstă, înțeleg? Nu mi-aduc aminte să mă fi bătut grindina noaptea. Da? Vind se previne. O... Da? Deci și grindina când vine, vine și cu apă. Da, se întâmplă, înțeleg? Să vină și fără apă. Asta vara. Da? Și 5% din suprafață, 2% poate fi afectată. Avem asigurare. De secetă nu ne asigură nimeni. Dacă urmăriți cei 2 deci, ani... Deci rachetele antigrindină cauzează seceta? Da. Păi și care ar fi soluția pentru culturi? Deci, cel mai bine să lăsăm natura în pace. Da? De la secetă nu mai facem producție. De la grindină vine cu ploaie. Când vine grindina, vine și apă. Da? Înțelegi? Poate cauza o mică suprafață. Restul. Ne vine ploaia, nu ne mai vin ploile. Dacă o să urmăriți harta, și vă spuneam mai uneori de 2020 și 2022 ani de secetă, cine sunt cei mai afectați? Moldova și noi. De ce? Și noi. Da, rachetele încep de la Iași. Și vin așa pe coasta dealurilor, pe așa, Vrancea, mai departe Buzău, Prahova, așa. Aici a nenorocit totul. Aici a nenorocit. La Ploiești se opresc. Păi la Ploiești plouă. Deci unde se opresc? La chetele. Plouă. Așa, ca o comparație de anul ăsta. La, în zona cu rachete am făcut 0 la porumb, 900 de kilograme și 1100. Da? Am dus, am fost cu prefectul, cu subprefectul, cu direcția agricolă, le arăt. Da. Nu au cu ce să ne ajute. Și eu sunt ferm convins că pot. Dar cei care administrează banii noștri nu sunt atenți la ce spunem și noi. Da? Și cei care conduc astăzi sistemul antigrindină sunt prea puternici ca să-i spună un prefect sau un ministru că nu sunt bune. Sunt mult mai puternici decât toți. Îmi pare rău că spune, se numește sistemul antigrindină și de creșterea precipitațiilor. Băi, da, totuși... Așa este cunoscut. Nu, așa este cunoscut. Realitatea este că ne lasă fără nimic. Da? Realitatea, noi o vedem. În fiecare an scade producția, scad... Noi am tot cerut. Înțelegi, domnule, haideți chemați-ne. Înțelegi? Noi în Prahova lucrăm 130.000 de hectare de teren agricol. Și vreo 4.000-5.000 de vie. Eu am vie. Da? V-a bucat și de crame?
Da, da, avem, am și uitat. Pe bune? Am un proiect aprobat acum de 6... Vorbim și de asta. Acum ai aprobat proiectul. Acum. A, felicitări! Deci da. Vă apucați și de vinuri. Am deja firma, deja facem vin. Am uitat, pur și simplu. Deci sunt multe. Da. Am vie, da? Dar vie avem de mii de ani. Da. Pe timpul lui Ceaușescu nu se făceau struguri? Ba da. Deci unde nu sunt rachete antigrinde nu se fac struguri? Ba din contră. Să fac mai mulți. Da? Deci asta cu sistemul antinațional, ăsta e sistemul antinațional, este mare. Antiagricultură. Antiagricultură și antinațional. Nu ne ajută cu nimic. Deci unde dă cu racheta în nor, așa, creează inundații de omorât oamenii la sângerul, de a luat apa pe femeia copii când a dat 140 de litri în 30 de minute. Norul ăla pic acolo. Ei dau în dealuri și ploile pic acolo. Norii care trebuie să vină să ne plouă pe câmp, așa, acolo pică și pică toată odată. Toată odată. Numai că acolo nu se face agricultură. Acolo sunt păduri, sunt pășuni. Agricultura e aici. Și noi, înțelegi? Deci noi țipăm de atâta timp, așa, puteți dacă vreți, înțelegi, și sunteți de acord, așa, haideți, faceți dumneavoastră și susțineți-ne, să vină ministrul agriculturii, să vină antigrindina, să vină prefectul, prezent, și toți fermierii. Și fermierii, și să vedem ce vor fermierii. Ei să vină, ei o să vină, zice, domnule, vă protejăm. Și noi îi rugăm să ne lase în pace. Noi îi rugăm să ne lase în pace. Petiții deci, la Ministerul Agriculturii, toți deci, fermierii. Deci toți fermierii din Prahova îi chemăm. Da. Cu număr de hectare, cu tot. Mă, ne vreți? Deci, marea problemă e că ne bate și grindina. Adică, cu toate, după ce când ne ia ploaia, ne mai bate și grindina. Adică nu sunt eficiente. Deci, eficiența lor este zero. Așa. Și bă, la ineficiență discutăm. Așa. Așa este. Deci ne poate bătea pâinea. Dar ce e mai important? Pâinea? Este importantă pâinea? Vorbim de prețuri crescute, vorbim de tot. Și tu nu ne lași să facem producții. Mai și cheltui banii. Păi banii ea poate să-i dea pentru cei cu vie, așa, să le pună plase. Nu există asta vreau să plase antigrindina. Exact, să le dea. Livadă, pie, sunt oricum foarte puține în Prahova. Investiția în plase presupun că costă mult mai puțin. Deci, acum vreo 3 ani cheltuiau pe an, deci, vreo 42 de milioane. Cred că acum au sărit 100. Pe sisteme? Cu sistemul ăsta de 100 de milioane de euro. Cred că au crescut 100. Înțelegi? Doar îi dă la unul, înțelegi? Care a lucrat la INMH. Înțelegi? Din informațiile mele, 500 de mii de euro par. Și sunt corecte. Da? De ce? Copiază niște hărți de la INMH și le dă aici. Păi dacă asta nu-i cu ochi și urechi. Da. Da? Informație o am din Ministerul Agriculturii. Deci nu am din altă parte. Da? Pot să spun și numele. Dar nu vreau, nu mă dea în judecat. Dar îi dă 500 de mii de euro. 500 de mii de euro pe an pentru asta. Deci, atunci ne dăm seama care sunt interesele. Și dacă poate X să le oprească. Banii ăia se pot întoarce. Și noi bănuim, că noi știm ce înseamnă afacerile cu statul. Da. Ați văzut că am curaj să spun lucrurilor adevărul. Știu. Ei n-au curaj să vină în fața noastră. N-au curaj să vină. Au curaj să spună? Nu, dar fermierii trebuie să iasă și trebuie să spună. Spun 1, 2, 3, până la urmă... 2020 se cetă pierdere. 2022... Da, dar știți că astea au fost în subsidiarul pandemiei. Deci pe noi din 2020 ne-a acaparat pandemia și nu prea au mai fost urechi de alte. Nu prea a ieșit nimic în față, în afară de COVID. Nu, deci faceți publică, că noi cerem public. Bă, noi nu le vrem. Voi? E aia.
Dacă voi nu vă vreți, eu vă vreau. Dar să facem o experiență. Când au făcut sistemul la Prahova, au spus că este experiență. De, așa, Prahova a spus primul. Pe 2 ani. Hai să facem unul acum, 2 ani să nu le avem. Să nu și le avem. Și să vedem ce se întâmplă cu... Dacă producțiile... Producția. De, și noi după aia venim și ne cerem scuze. Eu sunt sigur că n-au curaj. Pentru că producțiile sunt normale, imediat. Noi știm regimul de precipitații. Ne spun, dacă ne uităm pe așa, ce o să ne plouă 30 de litri. Avem telefoane, avem INMH, avem tot. Așa. Și noi când vedem că vine norul și auzim puf, raghetele. Se și nu, da, noaptea să și văd. Și ca niște comete. Așa, l-am sunat pe domnul prefect odată acum 2 ani și am spus, dom'le, sunt în, de acum s-a tras. Deci eram cu un prieten și îi spunea, bă, ce dă-i cu artificii la Tohani, dă cu artificii. Și eu când le auzeam, zic, sunt rachetele, sunt nenorociți ăștia la sistemul antinațional, cum îi zice? Antifermieri. Antifermieri, antinațional. Antigrindin. Nu există. Oficial, antigrindin. Deci și de creșterea precipitațiilor, ar spune. Așa. Am vrut să-i schimbe denumirea neapărat. Numai că la noi, la Prahova, noi suntem mai vocali dacă vine. Și noi o să le spunem adevărul. Că noi nu-i vrem. Că noi nu-i vrem. Deci, noi nu-i vrem. O să vină la un moment dat aici. N-au curaj. Deci, ar vrea să se întâlnească cu mine separat. Nu, nu. Ascultă-i pe toți. Cu mine așa m-a invitat să bem o cafea. Vorbeam de cramă, am uitat. Vorbeam de cramă, de proiectul dumneavoastră. Am niște prieteni cu care ne-am asociat să facem o cramă. Am trebuit un proiect european, înțeleg, este și Oltina asociată, înțeleg, așa, cu care facem o cramă mică, oache, și la Valea Călugărească, pe Valea Mieilor, satul Valea Mieilor. Așa. Așa e un conac foarte frumos. Un conac? Da, acolo nou. Făcut de cineva, noi l-am cumpărat în zi, la roșu, cum să zicem, și... Deci ați cumpărat un conac anul acesta? Și 25, nu anul acesta, l-am cumpărat de 3 ani și 25 de hectare de vie plantație nouă și mai avem încă 20 în arendă. Ca să facem o cramă, e în drumul vinului, suntem prima cramă în drumul vinului. Vom fi a doua. Dacă vorbim de crame mai mari, că deja nu mai suntem nici prima, că este Aristița de la Valea Călugărească, înaintea noastră, care și ea a făcut o cramă mică, frumoasă, oacheșă, așa, o să facă și Timiș, sigur o să facă una frumoasă. Păi Timiș n-a luat casa Timiș? Da, dar face cramă, știu care e proiect. Da, foarte bine, bine, că în drumul vinului să fie cât să mai fie multe noi frumoase. Atragem așa. Și atragem zona, turiști, cum e în Toscana, nu? Eu zic că Prahova e mai frumoasă. Proiectul e de 33 de milioane de lei. Da, e aprobat totul. Acum s-a aprobat. Și când preconizați că veți da drum? 2 ani. Vreți să mai știți ceva proiecte de viitor? Da. Vreau să fac un muzeu. Un muzeu? Da. Ce muzeu? Muzeu cinegetic. Unde? În Prahova. Deci știu nu că l-avem pe cel de la Posada. E un de muzeu cinegetic la Posada. Și l-am vizitat. Au trofee foarte frumoase de urs, de capră neagră, de cerb. Deci foarte frumoase. Deci, așa. Datorită pasiunii pentru vânătoare vine și acest muzeu. Pasionat de vânătoare. De 94-28 de ani. Da, de tânăr. Pasionat, iarăși, eu să nu găsesc critici pe asta. De ce? Oamenii au trăit din vânătoare, dar nu este explicată cum trebuie problema cu vânătoarea. Noi nu împușcăm de drag. Așa este. Pasiune e pasiune. Noi facem selecții. Animalele bătrâne, animalele rănite sau șchioape sau mușcate de câine și-a rupt piciorul în sarea. Dacă împușcăm mistreți, înțelegi? Sunt dăunători. Nu? Da. Deci nu dăunează la agricultură. Ei trebuie ținute în anumite limite.
Dar oamenii, a, clienta, dacă nu s-a supărat, da, am fost și am vizitat acum două luni, să sperăm că nu o să se supere pe mine, Muzeul de Vânătoare, așa, al Prințului Sturza, care arată foarte, foarte ok, foarte mișto. Și vin de la școli, cu autocarul, și vizitează și le explică, trebuie explicat un pic de fapt ce e Vânătoare. Da, așa e. Da? Recunosc, nici eu nu știu că dacă, foarte multe, dacă da, rezum totul că ăla este un, nu știu, criminal, ce o să facem? O să stăm în continuare să ne mănânce urșii. Oamenii nu mai sunt importanți. Ursul e important. An de an omoară zeci de oameni în țară. Că sunt, nu știu ce tipi care contestă. Bine, deci hai să încercăm să le oferim la nemți 100 de urși. Gratis. Da. Nu-i vor. Deci nu-i vor. Nici belgeni. Pentru că e mai importantă viața unui om decât... Așa. Cred că astăzi în România avem peste 10.000 de urși. De 5-6 ani de zile ei nu sunt puși, că nu sunt pasionat de vânătoarea la urs. Da? Deci exclus. Deci pentru mine. Peste 10.000 de urși. Ei trăiau înainte 3.000 în pădurile țării. De unde să mănânce? De 3 ori mai mult, de 4 ori mai mult. Nu-și mai găsesc hrana. Și intră în localități. Și fură porcul, omul se duce să-și apere porcul, păsările și alea, ursul atacă și omoară. Deci, trebuie rezolvată și problema asta, nu știu cum. Da, asta este afacerea, să sperăm că ultima care mă gând, de afacere, nu afacere, dar vreau să fac Muzeul de Vânătoare. Deci, care va fi totuși cu un parc de distracții și cu alea, dar muzeul e separat. În Prahova. În Prahova. În caut locații. Sunteți deja în căutare? Da. Și când preconizați că... 5 ani, 4 ani. Deci în viitorul mediu, să zicem. Da, e prea lung să vă explic și de ce nu pot să fac mâine. Înțelegi? El va fi oricum mai mult despre Africa. 90% este Africa. Că este da, inedit. Este, înțelegi? Așa, va fi lăsat. Când ați spus Muzeul de Vânătoare, Muzeul Cinegetic, imediat mi-am adus aminte de posada. Bun, ce avem? Avem cerbe, avem urși, avem vulpi, dar ce legătură avem cu Africa? Nu are nimic aproape de ce, despre ce vreau eu să fac. Înțelegi? Și nu există în Europa așa ceva. Și? Păi, ceva detalii. Sunt în detalii. Tot cumpăr de la firmele de taxidermie, cumpăr animale. Da? Așa? Deci cumpăr animale împăiate. Da, știu ce e taxidermia. Da. Așa, tot cumpăr, înțeleg, așa, și la momentul ăla vreau, păi, muzee mai puțin să gândesc să fac. Da, așa e, pentru că de obicei cultura nu aduce bani și... Este orice muzeu, orice natură ar fi, ține tot de cultură. Obligatoriu autorizat. Deci cu Ministerul Culturii vreau să discut problema asta. Deja am sunat, dar ei spun că autorizarea și alea după ce îl faci. Dar vreau să discut întâi cum ar vede propunerea. Și atunci sunt multe lucruri care nu le poți vedea în Europa. E vorba de un complex mai mare. Pentru că dacă spuneți și de Muzeu Cinegetic și de parc de distracții. Da, 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 da. Și da, parcul de distracții, cum îl vedeți? Știți că noi în Prahova avem un mare deficit de așa ceva. Știu. Îl văd în, le văd în pădure, amândouă, deși parcul, adică de distracții. Adică Aventura și... Parc, astea mai avem. Sau chiar parc de distracții cu roller coaster, cu atracții, exact, europene, exact, la nivel european. Exact. Dar la nivel european, făcut cum trebuie. Ce să vă spun? Succes mult! Mulțumim pentru timpul acordat. Știu că v-am spus 20 de minute la telefon. Mi-a făcut timp. Știam că nu 20 de minute. Și sperăm să ne auzim și cu alte ocazii și dacă aveți în derulare proiecte. Și eu mulțumesc că ne-ați vizitat.
Să știți că nu dau interviurile. Mulțumesc.